primind mandat de la Hristos, Învățătorul, ei, până mai de unăzi, fricoșii de sub crucea Golgotei, se duc în lume, se împrăștie pretutindeni în lumea cunoscută pe atunci și îl propovăduiesc pe Hristos cel înviat. Învierea lui Hristos se numește Vestea cea Bună sau Evanghelie. Au dus această veste, această Evanghelie, pretutindeni. Iar atunci când dregătorii le porunceau să tacă sau îi rugau să tacă pentru a nu fi puși la casne, ei spuneau, dacă noi vom tăcea, pietrele vor vorbi, pentru că noi nu putem să nu vorbim și să nu-L propovăduim pe Cel pe care L-am văzut mort, îngropat și înviat. Nu mai putem tăcea. Au primit Duhul Sfânt, au primit curajul de a-L merge și a-L propovădui pe Hristos pretutindeni. Astăzi îi sărbătorim pe Sfinții Apostol Petru și Pavel. Petru pentru că a fost primul dintre cei chemați. Petru pentru că s-a bucurat de onoarea de a fi cel mai în vârstă dintre apostoli, cel mai zelos, parcă mereu cu privirea încruntată, apărându-și Învățătorul, promițând și înainte a căzut și a fost reabilitat. El, Petru, avea să meargă și să-L apere pe Hristos la neamurile Lui, la evreii încăpățânați cu ghilimele de rigoare. Și pentru că se apropia sfârșitul lui prigoana, în timpul marelui prigonitor Nero, care dă foc Romei, știm, a pus-o pe seama creștinilor, ca să aibă motive să-i adune în circuri, în arene, pradă animalelor și fiarilor sălbatice. Rugat de credincioși din Ierusalim, noua comunitate de credincioși a Ierusalimului, l-au rugat să părăsească cetatea pentru a-și cruța viața. La ieșirea din cetatea Ierusalimului se întâlnește cu Hristos, cel înviat și înălțat. Se întâlnește cu El, ucenicul cu dascălul, apostolul cu Fiul lui Dumnezeu. Și-l întreabă Petru, intră într-un dialog firesc, Gvo vadis Domine, adică unde mergi, Doamne? Și auziți ce spune Mântuitorul Învățătorul, mă duc la Ierusalim să mă răstignesc a doua oară, dacă tu fugi. A înțeles Petru mesajul, a dispărut Învățătorul, dar a rămas în mintea și în sufletul lui. S-a întors înapoi în cetate și nu după multă vreme a primit moarte de martir din partea împăratului Nero și a cerut să nu fie răstignit ca și Învățătorul și răufăcătorii ai vremii, ci pe cruce cu capul în jos. Și așa, în ziua de 29 iunie, anul 67, Petru l-a mărturisit pe Hristos, dându-și viața. Același lucru s-a întâmplat și cu Marele Apostol Pavel. El nu făcea parte din cei 12, ci mai târziu, tot evreu, dintr-o familie foarte înstărită, cu posibilități materiale, a învățat la cele mai vestite școli ale vremii,
având ca dascăl pe vestitul Gamaliel, un nume celebru în istoria biblică și a învățaților din vremea aceea. Învăța să-și apere credința mozaică, credința evreilor, a moșilor și strămoșilor. Oriceea ce a dus Hristos era o lege nouă, o lege care permitea și păgânilor să se apropie de marea iubire a lui Hristos. Nu concepeau evreii și nici acest Saul ca păgânii sau evreii să-și schimbe religia lor. Și atunci, după școli înalte, primește un mandat, o hârtie în mână, să meargă din Ierusalim, tocmai în Damasc, în capitală. Și acolo unde va găsi creștini, închipuiți-vă că nu trecuse decât 20 și ceva de ani. Nu erau sute de ani. Ce curaj să vezi cum mor sub ochii tăi și să ai curajul într-o lume păgână sau o lume mozaică evreiască în totalitate, să-l mărturisești pe cel care acum 20 de ani a înviat. Se dusese cu acest mandat. Pe drum se întâmplă minunea, revelația. Hristos îl oprește pe Saul din caleașca lui. Ca o lumină puternică, până la orbirea trupească. Și intră din nou dialog, ca și Petru, într-un alt mod. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Minte inteligentă, de altfel, îndrăzneață, curajoasă, a intrat în dialog cu vocea pe care, iată, l-a oprit. Dar cine ești tu ca să nu te prigonesc? Eu sunt Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel înviat. Aici a fost scotitura, aici a fost întâlnirea plenară a lui Saul, prigonitorul, cu Hristos Dumnezeu înviat. S-a retras apoi 3 ani în pustiul Antiohiei și apoi a venit și a avut de lucru mai mult decât toți ceilalți. Dacă Petru s-a luptat cu neamul lui, cu evreii, cu încăpățânarea lor, până astăzi, priviți cetatea Ierusalimului și locuitorii ei, evrei neconvertiți, cât timp lumina vine din cer pe mormântul evreului Hristos înviat. Și ei nu cred. Saul a avut de luptat cu un întreg imperiu roman. Până la curile Dunării, pretutindeni, trimițând scrisori celor 14 comunități din Imperiul Roman, Tesalonic, din Grecia, celor din Galatia, romanilor și tuturor neamurilor păgâne, și-ar deschis calea de intrare la Hristos a păgânilor. În apostolul de astăzi spunea, făcându-și un bilanț, apostolul Pavel, prin câte a trecut pentru Hristos. Odată a fost bătut cu pietre. De 5 ori a fost pus să treacă prin fața biciurilor, primind 40 de lovituri fără una. De câte ori nu s-a sfârmat corabia cu el, ducând mesajul comunităților păgâne că Hristos a înviat și dacă el va tăcea, apa și pietrele vor vorbi. Pe aceștia îi prăzduiește biserica, iubiții mei, să avem
mulțumirea și mângăierea. Noi, dumneavoastră, care iată umpleți bisericile